în cap. Hai, baba! Ce mai ai, ia! Bă, Gianni, surzule, ce faci acolo? Iartă-mă, ai zis ceva, că m-am pierdut în cartea asta de aici, bă, de cap. Te-am întrebat ce faci acolo. Păi nu se văd, de citesc. Păi de ce? Îți zic, dar nu mai zici la nimeni. Deci nu mai pot altfel. Nu mai pot eu, dacă treci o zi fără să citesc o carte, două, de ce nebunesc? Și nu doar asta simplă, 50 de pagini, nu, tata, 100, 200, 300 de pagini, ca lumea, ca să simți, știi ce zic? Dar altfel nu mă bag. Gianni, pot mă sfătui ceva? Ia-zi. Dacă am un triunghi isoscel cu baza 2 și înălțime 4 și din dreapta treci o bisectoare cu raza de 12, cât e logaritmul de la vârful de sus? Nu răspunde, lasă-mă pe mine, te rog frumos. Deci imediat te servesc. Deci... logaritmul, da? Da. Bun, deci... Ba-ba-bi-bam, zang, bang, zang... 102. 102, că mulțești radicalul cu pătratul la bisectoare, care vine, cum ar veni, iese din cotangentă, împărțit la 3, bam, 102. La 3? La 3, normal că la 3, că dacă e triunghi, ia uite. 1, 2, 3, 3, cum ar veni, deci 102. Ok, ia să verific eu. Ia, mă verific, ia vezi dacă. Ce zici? E corect! Ce ai? Mulțumesc mult! Cu drag! E greu și cultura asta când doldogănești de, știi, cultură și fac. Bă, Gianni, e ceva... Dar de când te pricepi tu la probleme de asta și de când citești tu cărți? Eu... Te-am nu pot să zic, îmi pare rău, e secret, așa că te-am pupat. Da, bă, stai mă așa! Salut, Gianni! Hai, noroc! Bă, săracul Gianni. Ha? Săracul Gianni, ce băia mișto era înainte. Înainte de ce, mă, ce-a pățit? Păi tu nu știi? Hă? Atunci nu pot să spun. Zi-mă! Nu pot să spun, că e secret. A, că nu mai zic la nimeni. Bine, mă zic. Hă? Bă, și-am făcut o operație de adaos de creier. Operație de adaos de creier? Da, operație de adaos de creier de Anunnaki. Ena? Și norocul lui e că i-au pus doar puțin pe margini. Că dacă îi puneau mai mult, nebunea de tot. Dai seama să le știi așa pe toate. Dintr-o dată să le știi pe toate. Hai că eu am plecat. Ardiles, stai mai așa, de care adaos? De la în plus? Cât pământ ai într-o groapă de 1 metru adâncime, 30 de centimetri lățime și lungime de 2 metri? Atenție, săpat în pădurea amazoniană. În pădurea amazoniană? Da. Asta unde? În Amazonia, nu? Nu știu, dar nu-l contează. Băi, nu contează. Contează, că dacă eram fierbin, știam. Eu pun pariu că acolo solul e mai nisipos, știi? Și nisipul nu e același lucru cu pământ. Eu cred că e o întrebare capcană. Nu e o întrebare capcană, e o întrebare simplă. Ia, mai zi o dată. Cât pământ ai într-o groapă de 1 metru adâncime, 30 de centimetri lățime și lungime de 2 metri? Atenție, săpat în pădurea amazoniană. Asta e întrebare simplă, mă? Da. Păi dacă e simplu, tu de ce nu răspunzi? Că nu știu, am crezut că și tu. Bă, ai crezut prost. Văd. Eu n-am fost niciodată în Amazonia. Dacă eram în Bulgaria, știam că am fost în Bulgaria. Tu ai fost în Bulgaria? Nu. Păi vezi. Stai că te rezolv. Știu, gata. Trebuie să sunăm la ambasadă, la el, în Amazonia. Bună ziua, bună ziua, ambasada Amazoniei. Deci avem o groapă cu tare și cu tare și gata, ne zic că e. Dar mai e o problemă. Că nu știu să vorbesc amazoniană. Deci știi ce trebuie să faci tu? Deci tu trebuie să găsești pe cineva care vorbește amazoniană, știi? Că dacă era în Bulgaria, adică ziceam eu, adică sunam eu, nu era o problemă, că eu mai știu așa bulgară. Problemă, tătă, țușcănăguleamă, tă, stoicov, dendobră... Gianni, poți să te întreb ceva? Mamă, de unde se știe Gianni, a fost el în Amazonia? Eu zic că merită să încerc. Bine, mă. Da, bro, desigur. Cât pământ ai într-o groapă de 1 metru adâncime, 30 de centimetri lățime și lungime de 2 metri? Atenție, săpat în pădurea amazoniană.
Nimic. N-ai nimic, n-ai niciun fel de pământ. De ce ți-am zis? Că nu e pământ. E nisip, nu mă? Gianni, pietriș, griblură e, nu? Nu mă, Baros, pe ea gândește. Ai o groapă, da? Dacă ai o groapă, ce ai? Nimic. E la mintea cocoșului, ce ai? Hai, noroc. Și clar, a fost în Amazonia. Ba nu, i-am auzit altceva de el. Ce vrei? Că și-a făcut operație de adaos de creier. Adaos de creier? Păi și de unde a luat creier? Că e una dacă e de la un jucător de șah și una dacă e de la un fotbalist, știi? Eu aș lua de la un fotbalist. Că el aleargă mult, știi? Se oxigenează creierul. Nici una, nici alta. De la un Anunnaki. Anunnaki? Da. Buongiorno. Ce? Buongiorno, străină. Ce, mă? Ce, nu știi limbi străină, este? Sincer, nu vrea, nu. Păi, de ce nu vezi, mă, că e simplu? Ma, che fai? Bene, tu? Ce asta, mă, acolo, ce zici tu? Franceză, zilele săptămâni. A, n-am știut. Nu, nebună, cum să fie franceză, italiană toată ziua. Dacă, bine, dacă vrei franceză, imediat deschid, sentat un cap și bam! Știi ce zic? Da, nu. Nu? A. Mai bine așa, lasă. Dar de ce mai chemă? Da, să mai stăm și noi așa, de vorbă, unul cu altul. Să mai stăm și noi de vorbă? Despre ce? Despre una, despre alta. Vreau o lună? Nu. Un pahar de vin? Nu, nu. Da. De ce? Îți zic sincer, eu acum cu cărțile astea, știi cum sunt? Sunt geană pe ele și le înțeleg. Și mie că dacă beau, după aia nu le mai înțeleg și mai bine nu beau, las, să nu mai... Bine, mă. Gianni? Hm? Poți să zic ceva direct? Nu. A? Nu. De ce? E prea târziu? E prea târziu? Dacă îmi ziceai acum ceva timp când eram proști și sărac, mai ziceam, dar acum e prea târziu, m-a zburat puiul cu atât, înțelegi? Nu mă mai interesează cazul tău. Ce, mă? Ce, mă? Crezi că nu m-am prins? Ai văzut că sunt băiat deștept și în curând o să fiu și bogat. Că ai văzut toți băieții ăștia deștepți, e plin de bani. Și ce ai zis? Să te dai la mine. Nu, mersi. Nu, mersi. Băi, nu e asta, mă. Dar ce? Vreau și eu. Ce vrem, mă? Hai, nu te mai face că nu știi. Vreau și eu o operație, dar da, o să creier, dar un ac. Stai, mă, nu mă urla așa că te aude drag cu cineva. Mai ușor. Ușor. Bun. Te-am pupat. Ce faci, Gianin? Bine, tu? Mă, ce vreau să te întreb eu? A fost cumva Jenny pe la tine? Ce întrebare e asta, mă? Nu l-ai văzut că ești de acu' din curte? A, da? Mm? Nici nu mi-am dat seama. Dacă zici tu? Da. Bă, Jenny, nu. Tu ai văzut ce deștept e? Mie spui, e foarte deșteptă. Ai grijă, mă, s-ar putea să fie periculos. Du-te, bă, de ce tu și câte limbi străine știe? Păi, limbi străine știe și amazoniană, mă. Nu te cred. Păi, dacă zic... Că a fost acolo. E, na, ți-a zis el? Nu, am luat-o eu, pe logică. Dar tu știi ce probleme grele de matematică a rezolvat? Deci probleme de-alea, de olimpiadă. Bă, tu mie îmi spui că eu am fost de față odată, l-am și văzut, l-am și auzit ce ai. Deci fii atentă problema. Aha. Deci dacă într-o groapă goală, aha, în pădurea amazoniană, așa, de un metru adâncime, un metru lățime și 30 de centimetri lungime, cât nisip îți intră în ea? Deci stai așa, 30 de centimetri lungime, uh-huh, și un metru lățime? Uh-huh. N-are cum, poate invers. Invers cum? Adică să sap groapa cu fundul în sus? Nu cred că se poate. Nu, bă,
invers lățimea cu lungimea, că n-are cum să fie lungimea mai mică decât lățimea. Păi, de ce, mă? Că n-are cum, că lungimea e mai lungă și lățimea e mai scurtă. Păi, dar nu e obligatoriu, mă. Ba da? Bă, Gianina, la lățime, nu măsori și lungimea? A, ba da, ba da. Păi, vezi? Și lățimea e lată, nu e scurtă, că de-aia zici lățime. Da, mă, bine, lasă-mă în pace, vină mâine, că mâine o să știu, mâine o să fiu mai deșteaptă. Păi, de ce? Că azi mă operez. A reușit Gianni să-mi aranjeze și mie ca să-mi fac operație de adaos de creier. Da, mă? Deci, 2:30 tu, 2:30 eu. Așa, mă, ți-am zis, mă, că mușcă imediat? Da, mă, dar halul ăsta, mă, ești de mult la că vezi că într-o oră vine să fac operație. Să vină că operez, dar nu se vede. Și fii atent aici. Când vine și Robi să îi aranjez cu operația, vreau să-i cer dublu, tată, mă duc puternic. Ce zici? Bă, Johnny, da? Când te văd așa haplat după bani, mă, mie vine să te pupă în gură, mă. Auzi, cere de-l dracu că e bugetar. Are de unde? Dar să-l vezi, mă, să vezi cum stătea acolo și asculta peste gara la Gianinuța. Cred că i s-a scuțit urechile, sărac. Și n-a auzit nimic și eu mă făceam că nu-l văd. Asta ce trandafir era după aia când am trecut pe lângă el. Deci nu, parcă nu m-a văzut în viața lui. Auzi, bă, băi, vezi că trebuie să-i facem parte lui la micu. I-am zis că-i dăm 10 lei. Nu-i dăm, mă, nimic. Asta e, mă, să înveți și el care-i șmecheria, data viitoare să aibă grijă. Păi nu zic corect așa? Nu zici corect, e frumos să-i dăm 10. Am vorbit cu el că-i dăm 10 lei, da? Ia, face ia, cum zici. Avem musafir. Bardiles, tu nu înțelegi că nu se poate? Ajută-mă și pe mine, te rog, eu frumos! Mă, nebunule, vine omul ăla să opereze și tu vrei să opereze pentru 5 milioane? Păi tu crezi că creierul ăsta de anunac e pe toate drumurile? E marfă de contrabandă, păi, bă, dacă bă, n-am mai mult, mă, atât am, nu pot să-i dau mai mult. Deci sub 10 milioane nu se poate. Păi, dacă aveți 10 milioane, mă însuram. Și atunci du-te, bă, lasă-mă pace, mă, du-te și vezi de treaba. Bă, tu vrei să-l operezi pe Robi? Care Robi, mă? Ce faci, domn șef? Care-i treaba? Mă legam la șireturi. Nu vreau să deranjez. Ai venit să te operezi, recunoaște. Taci, mă, dă-n gură, las. Nu deranjez, te rog eu frumos, intră, Robi, nu deranjez. Da, na, a venit sărăcia asta, dar Diles, care a aflat el de la nu știu cine că mi-a făcut eu operație de adaos de creier de anunachii de ăsta, știi? Și stă pe capul meu, aiurea. Ce să... Da, și eu m-am auzit la fel, adică și-am și văzut cum ai rezolvat problema aia. Deci, Gianni, pe cuvântul meu, m-ai lăsat fără cuvinte. Felicitări. Da, pentru ce? Asta vreau și eu. De ce? El poate și eu nu. Bă, dar ești nesănătos la cap. Nu ți-am zis, mă, că te bag, mă, te bag și pe tine, dar o să coste mai mult decât la mine, că s-a schimbat prețul, înțelege și tu, mă. Da, Gianni, n-a face cu 5 milioane. De ce te bagi? Păi, ce, bă, 5 milioane vreau și eu. Păi, mă, bă, fiți atenți un pic că la Gianni nu ți-a s-a putut așa. Că are capul mai mic, înțelegi? Și e creierul mai tânăr, tu ai creierul mai bătrân, e mai ațos, nici nu se pot, minim 10 milioane. Păi n-am, mă, 10 milioane. Dar cât ai, nu, de, lasă-mă să ghicesc, ai 250 în buzunar, ia vezi. De unde știai, mă, că am 250? Ia uite, mă. Păi, dar nu ți-am zis, mă, că am o parte de creier de anunachii și creierul ăsta de anunachii, nu că mă face mai deștept, adică mă face mai deștept, dar pe lângă că mă face mai deștept, deci poți să și ghicesc. Ăsta ar fi bun pentru tine, Robi. Dacă ți-ai face adaos de creier de anunachii din ăsta, tu ai rezolvat toate cazurile, mă, dar face ăștia ministru. Pentru 10 milioane, e mă o capră. Da, mă, dar n-am bani. Te împrumut eu, domn șef. Am ardiles, adică tu n-ai bani să te operești și mă împrumuți pe mine? Da. Dar, ia, așa vrei să faci, mă, jegosul. Ia, afară, mă. Deci nu mai intri în operație. Afară! Gata, du-te! Du-te, dai. Să fac rost de mai. Te duci să faci, gata, da. Să nu te mai văd. Fai de cap, mă, ce m-ai enervat ăsta, mă. Jenny, eu ce-am venit să te rog? Orice pentru tine, mă, ce ești nebun? Orice, uite, pentru tine, las și dăm preț. Nu, deci 9 milioane pentru tine, dar mai jos nu pot nici eu, că îți dai seama, trebuie să plătesc calea, plus... E complicat. Da, mă, nu, eu nu vreau să mă operez, Jenny, că mie mi-e frică așa de doctor, de injecții. Eu altceva am venit să te rog. Ce, mă? Te rog eu frumos, nu opera pe Gianni. Mie că după operație o să fie mai deșteaptă, mă. Știi, și o să-și găsească pe unul. O să se îndrăgostească și o să plece din fierbinți. Și eu ce fac, mă, Gianni? Rămân așa singur și eu prea nu pot, mă. Deci mie îmi place mult de tot de ea, mă, dar îmi place așa cum e, nu altfel, știi? Adică te rog eu, nu opera. Pa,
Robi, Robi, bă, ce-mi faci tu mie, bă, băiatule? Păi n-am ți-e vorbită treaba, vine omul ăla, dar hai de cap. Da, mă, îți rămân dator pe viață, mă. Da, mă, fac de rușine la omul ăla, mă, l-am pus pe drumuri degeaba, omul vine de departe, din Italia, din... Mamă, ci din Italia? Din Italia, dacă e italian, normal că vine din Italia, îți dai seama că n-ai... Mamă, Gian, te rog eu frumos, mă. Bine, mă, fii atent cum face. Deci fii 10 milioane pentru deranjul lui și 10 da. Milioane pentru mine, că țin secretul ăsta în mine, care-i... Da, mă, așa face, mă, Geni. Da, așa face. Da. Dar știi cum vreau? Vreau să par așa, ca și cum eu sunt altfel, știi? Aha. Adică, cum ar veni că eu pentru ea aș fi așa ca regele Leonidas, știi, cu Spartan, în Termopile. N-ai văzut filmul? Ce? Ia uite, mă, pe la bani ăștia, Robi, deci nu te fac regele la termopane, termostate, la tot, fiate, că mergem simplu, fiate care plan. Deci, ia, tu vii și o salvez. Băi, Gianni, no? Deci ești numai creier, mă. Da, mergem. Bă, mersi mult, Gianni.